Fraților, mai avem foarte puțin până facem 500.000 de abonați și vreau să vă mulțumesc din suflet. Dacă nu te-ai abonat deja, fă-o acum, apasă și clopoțelul, dă like și o să ai 100 de ani de noroc. Dacă nu dai like, ghinion. Vreau să vă mai anunț că mă așteptam la tot prin intermediul Plus Auto, mai exact băiatul care m-a așteptat este Marius Giga și mulțumesc foarte mult pe această cale. Mai multe detalii aveți în descriere. Acum vă las cu clipul de azi. Bun, deci am venit în sfârșit cu episodul cu noua mașină. Bă, sincer, nu știu dacă vă aștepta să-mi fi cumpărat așa ceva. Până la urmă e... V-am dat și multe licuri pentru cei care sunteți membri. Acum nu știu, sper să vă placă. Dacă nu vă place, n-am ce să vă fac. Noua mea mașină este un Volvo V40 1.6 Super Biturbo. Veniți aici să vedem și interiorul și toate astea. Momentan are numere roșii din câte puteți vedea. Momentan are numere roșii, trebuie să-mi spuneți voi în comentarii ce numere să-i pun la mașină. Interior alb și mai multe o să vedeți oricum pe parcursul videoclipului. Dar și să-mi spuneți și ce culoare să punem la mașina asta, eu zic că e forță rău de tot. Ce jante, pentru că vedeți că trebuie să schimbăm și jantele. Și mai trebuie să vă mai zic ceva. Asta e de fapt mașina, mă, handicapaților. Ce părere aveți? E prima dată când o vedeți. GLC 250 Formatic, bineînțeles, coupe. Licără de acolo pe bancă. Avem multe să vă zicem. Puteți să veniți, domnul cameraman, să vedeți și fața mașinii, bineînțeles. Am scos numerele ca să facem fenta aia cu numere roșii și sper că v-ați dat seama, domnilor și domnilor. Botul este senzațional. Este un GLC coupe din 2017 care a venit cu niște jante scârboase rău de tot, dar le-am schimbat și le-am pus pe astea care arată senzațional. Niște jante OEM-uri care, sincer, sunt noi. Puteți să vedeți că jantele sunt noi, niște jante OEM. N-am vrut să iau ceva aftermarket acum de început, dar mă gândesc poate pe viitor dacă facem o sponsorizare ceva, poate pleacă niște jante mai, știi ce zic, mai tari. Ăștia sunt pe 20. Mărimile habar n-am, nu contează. Pirelli, Scorpion, adică sunt anvelope de vară. Dau foarte șmecher, sincer, pe mașina asta. Nu mă așteptam să dea de șmecher. Mă lucrasem inițial pentru jantele astea. Însă când am ajuns și ne-am văzut peste, am zis clar, dă mult mai bine pe mașină. Aveam în cap să iau niște jante tot OEM, cele de pe GLC coupe, adică modelul ăsta, 2017. Însă am zis că mai bine le iau pe astea care sunt de pe GLC coupe nou, adică 2020 în sus, nu știu, 2021, 2022. Și arată mult mai bine. Am călcat și în gumă, e bine rău de tot. Iată, retard mental. Am călcat și în guma lui Lică, din câte se poate vedea. O creație foarte bună. Din nou, trec foarte multe mașini și nu prea putem filma, așa că mai luăm puțină pauză. Așa, după cum te vă spuneam, trec foarte multe mașini și ce credeți, iar mai trece una, deci mai luăm o mică pauză. Ce părere aveți despre această zi de filmare? Am o părere foarte bună, având în vedere că starea națiunii exclusiviste, dat fiind faptul unei angajări a supranaturalului ceresc, foarte multe persoane în această zonă au decedat datorită căldurilor extreme de ale căldurii și nu este ok deloc. Hai să continuăm. Deci, cam așa arată mașina cu jantele noi. O să vă pun poză fix acum peste mine ca să vedeți cum arăta mașina cu jantele vechi, oribil. Și practic asta schimbă maxim, așa că practic trebuia să fie un vlog separat cu mi-am cumpărat noi jante și să mai facem și niște views, să mai păcălim acolo. Dar nu s-a putut pentru că n-am putut să aștept. Mi se pare că arată mult mai bine așa și e tare rău de tot. Ce mai are mașina și îmi place maxim? Chestiile astea de aici, fiind coupe, am uitat să vă zic că luăm pauză din nou că iar vine o mașină. Ce îmi place maxim, rău de tot, pe lângă faptul că e GLC coupe și îmi place mult mai mult decât GLC-ul normal, mi se pare că e mult mai sportiv și se vede și la spatele ăsta nebunatic rău de tot. Îmi plac chestiile astea de aici, care bineînțeles, vă dați seama că dacă vii din partea asta, o să vezi că roata e puțin cam băgată în interior, dar am luat și niște flanșe, niște distanțieri care practic o să scoată roata undeva cam până pe aici, să pară mașina mult mai wide, ca să zic așa. Partea de spate îmi place cel mai mult la mașina asta, mi se pare că e cam ce trebuie, adică e unul dintre cele mai frumoase spături,
spaturi, spături. Cel mai frumos spate dintre toate mașinile pe care mie mi-au plăcut. Asta mi s-a părut cea mai șmecheră. A, și bineînțeles, asta să vă arăt ceva. Pikachu. Bă, stai. Bă, stați-mă așa. A luat-o stricată. Nu, că știu și ce trebuie să fac. Stai așa 2 secunde. A? Ia vedeți, mâncava sufletele voastre, se deschide singur portbagajul. Avem aici în portbagaj o chestie de asta care se trage așa, probabil habar n-am pentru ce, dar este ok. Loc destul, zic eu. Plus că mai avem și aici loc dacă poți să baci camera să se vadă, domnule indian. Avem aici și distanțierii care urmează să-i punem pe mașină. Deci locul din spate este destul de mare. Putem să dăm și chestia asta jos. Deci chestia asta de aici se dă jos. Se dau și scaunele jos. Se face un loc extraordinar de mare oricum în mașină. Aici vreau să ghiciți voi ce se află în cutie. Probabil o să vedeți pe vlogul următor cu mașina. Dacă și numai și numai dacă facem foarte, foarte multe like-uri la acest videoclip, eu mă gândesc undeva la 10.000, ar fi extraordinar, 10.000 de like-uri așa de început pentru car vloguri, ca să putem să dăm start la seria asta și să ducem mașina asta într-un proiect mai mare decât care a fost cu Audio. Și pentru cine nu știe Audio, cum a devenit și ce proiect am avut cu el, o să vă las o poză cu Audio înainte și Audio după. Și vreau să facem și cu mașina asta un proiect la fel de tare, așa că totul ține de voi dacă dați acolo like-uri și share-uri și subscribe, pentru că dacă nu dați subscribe să facem 500.000 de like-uri, sunt supărat pe voi. Bun, trecăm mai departe. De aici se închide, bineînțeles, butoane, marșagloane, așa. Iar la fel partea asta mi se pare impecabilă. În spate pot să vă arăt. Haideți în spate, domnule. Avem aici niște... Nu contează de la ce e cumpărat, a cumpărat Roxana ceva și a lăsat aici în spate. Acolo avem, bine, mie mi se pare că e oricum destul de mult loc. Clima de a devine aici aer curat la oameni, gen să nu înghețe de cald. Avem aici piele, deci interiorul este piele, ecologică, habar n-am exact, ceva habar n-am ca idee. Oricum e destul de mult loc și poate vă întrebați cum am trecut eu de la Dodge. V-am mai explicat. Dodge-ul pentru România e jale, pe lângă faptul că toate din America care vin din America sunt lovite, făcute în Germania, după care foarte greu de luat, da? Aici în față. Pentru că, bineînțeles că și aici avem ceva, trebuie să scoatem să se vadă bine, nu? În față la fel. Mi se pare că e destul de mult loc. Îmi place foarte mult care chestia asta pe care o vedeți de lemn. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai era încă o variantă piano black aici și undeva aici era totul gri, ceea ce mie îmi displăcea maxim. Nu are sistemul de sunet, e sistemul original de la Mercedes. Se aude foarte bine pentru că, probabil mă întrebați, cum trebuie să se aude bine janghina aia de boxe de la Mercedes originală? Păi vă zic eu. Există acolo un butonaș pe care dacă l-apeși cu boosted se aude mai bine. Bine, nu la fel de bine ca alea, dar se aude destul de bine. Față de Audi mi se pare că se aude mult mai bine. Scaunele la fel. Au pachetul ăla de lombar, adică se umflă la partea lombară, se umflă aici, se umflă aici, se umflă aici, se umflă acolo, se umflă acolo. Nu știu exact câte sunt, mi se pare că e fix butonașul ăsta de aici de jos pe care vedeți. La fel de aici îți reglezi față, spate, jos, cum să stea curul și așa mai departe. Dacă vă uitați voi aici, este o chestie puțin cam urâțică. Este tableta mică de la GLC, care urmează, bineînțeles, să fie schimbată. Asta chiar mâine, când vedeți voi vlogul ăsta. Deci, practic, o să vină vlogul și cu tableta nouă și o să vedeți de ce am vrut să schimb tableta nouă, pentru că, pur și simplu, mi se pare că nu și are loc cu mașina asta, înțelegeți? Eu, momentan, am făcut schimbările care trebuiau cel mai rapid. Adică, tableta, jantele și... Mai urmează multe, dar nu vreau să vă zic momentan. Că despre mașină, ce pot să vă zic e că este un 2.0 benzină, turbo, nu... Este un 2.0 benzină, turbo, nu am vrut să merg pe diesel, deși am văzut foarte multe GLC-uri cu pe și GLC-uri în general pe diesel, nu-mi dau seama de ce. Știți că dacă voiam să-i fac și ceva pe benzină, cred că o evacuare, ceva, se aude mai bine, știți ce zic? Așa că de-aia am optat și pentru benzină. V-a jucat foarte mult să-mi ziceți și ce vreți să facem la mașina asta, cu ce să începem proiectul ăsta, cu colantare, cu habar n-am, chestii pe care să mai luăm, lipuri, dați-mi toate ideile pe care le aveți, pentru că o să se bage foarte mulți bănuți în mașina asta, probabil mai mulți decât am băgat în Audi A5.
Cred că oricum o să ducă mult mai mult. Vreau să schimb și volan. Oricum, scrieți voi în comentarii cam ce schimbări vreți să mai facem la mașină. În schimb, trebuie să mă duc să-i fac acum revizia la mașină. A apărut chestia aia cu A7, știți voi despre ce este vorba. Și trebuie să facem reviziile. În rest, cred că dăm și o tură, cel mai bine. Bun, deci, suntem în mașină. Ce pot să vă zic? Volanul ăsta îmi place, deși ăla normal îmi place. Cu toate că, sincer, mă gândesc să-l schimb. Nu știu momentan cu ce, dar o să vedem. Aici, nu știu, ai diverse chestii, mizerie de obicei de la mine, ca să nu se vadă pe video, dar știți ce zic? Ai chestii de depozitare, media, radio, navigație, telefon, ăsta nu știu ce înseamnă, te dai pe ăla, pe avarii, de asta de aer condiționat, ca să nu mor de cald în mașină, diverse chestii pe aici, aici ai meniul de la tabletă, care bineînțeles, acum o să o și pornim ca să vedeți, n-avem nevoie de vreo chestie sau ceva, am pornit mașina și... Ai diverse chestii aici, nu știu, încălzire staționată, temperatură, ce mai avem, media, vehicul și aici e o grămadă de chestii, gen dynamic select în care poți să selectezi tracțiunea pe ce vrei, pe confort, pe sport, pe sport plus. Din nou, la butonul ăsta de aici, de-l vedeți jos, dynamic la fel. Dacă dau în față, se schimbă în sport, se vede acolo în sport și bineînțeles și în tabletă, sau sport plus, care... Nu știu, încă n-am testat exact totul, dar e mișto în cam toate variantele de condus pe tracțiune. Eco, bineînțeles, dacă vrei să mergi eco, dar nu prea înțeleg eu chestia asta cu ăștia pe care le selectăm aici la tracțiune. Dacă puteți să-mi ziceți voi în comentarii, ar fi super. Și ce sfaturi să mi-am dați dacă cunoașteți mașina mai bine, aștept absolut orice comentariu care să mă ajute să ne punem și noi pe punct, știi ce zic, cu mașina să fie forță de tot. Climatizare, ce mai avem, ăsta de muzică pe care vi l-am arătat, cameră video 360 care mi se pare cea mai șmecheră chestie pe care poate să aibă mașina asta, este camera video 360 care mâncava și nimeara voastră, uitați-vă, o să pornesc mașina ca să vedeți cum este. Deci practic vede absolut orice. Zici că suntem în GTA 6, chat. GTA 6 beta. Ești nebun? Bineînțeles, are și pe lângă opțiunea de 360 care v-am zis, mi se pare extraordinar de importantă, opțiunea de 360, are și Park Assist care practic îți parchează singură mașina, deși nu am eu nevoie de chestia asta. O să apară undeva aici în bord. Vedeți P-ul ăla, este un P, dacă se vede acolo P-ul ăla de jos de tot. Am centura pusă să se înțeleagă, numai că nu are, adică nu are o chestie de spate, nu contează. Deci vedeți P-ul ăla în bord acolo. P-ul ăla este de la Park Assist. În cazul în care eu mă duc în față și mașina detectează o parcare laterală pe stânga sau pe dreapta, la P-ul ăla o să vedeți în dreapta, o să vedeți o liniuță și o să pornească o chestie, o să vă pun eu o poză pe ecran, o să pornească o chestie cu doriți ca mașina voastră să parcheze singură sau ceva de genul și practic tu dai da dacă vrei, dacă nu vrei nu dai. Avem aici consumul, care mâncava sufletul vostru, nu înțeleg absolut nimic din consumul ăsta, pe care habar n-am, manual de utilizare, oră, setări vehicul, mai avem aici prin setări vehicul, confirmare acustică, așa, pilirea, hai că pilirea, pliere, așa, blocare automată, intervalul mini interior, habar n-am. Deci astea sunt niște chestii așa în plus, să zic, știi ce zic, pentru că, na, avem și un invitat aici cu noi, nu știu dacă îl vedeți. El este Micli, așa îl cheamă Micli, salutați-l pe Micli în comentarii. Micli care a venit cu noi la un ride gratuit, ce să vă zic, gratuit, înțelegeți? Da. Per total, mașina se simte extraordinar. Nu știu cum să explic cât de bine mă pot simți mașina asta. Deci față de Audi mi se pare că e o diferență extraordinar de mare. Mai mișto, o să chemăm și tableta, o să vină o tabletă mult mai tare aici. O să am, adică am momentan foarte multe chestii în cap și probabil vă întrebați prețul care a fost în mașina asta. Pot să vă zic că prețul a fost în plus minus 40.000. Pe lângă acești 40.000, vreau să vă zic că mașina are pe lângă prețul mașinii, vreau să vă zic că mașina are 64.000 de kilometri. Am luat-o la 63.900 și am făcut până acum vreo 680 de kilometri din București, drumuri, am luat jantele, am cumpărat jantele. Vă dați seama că a mai crescut prețul acum la mașină. Vă dați seama cu modificările astea că jantele alea sunt originale, OEM, înțelegeți? Și le-am luat de noi și pe lângă jantele de noi sunt și cauciucurile noi, care cred că a trecut oricum peste 42.000 prețul total. Pe mine m-a interesat foarte mult kilometri, să fie cât mai nou. Când m-am dus să schimb roțile, mi-au întrebat băieții, au zis, stai puțin, tu gen câți kilometri ai pe aia? Puțin kilometri, nu? Că gen
nu se vede nicio urmă de uzură. Și asta m-a interesat pe mine cel mai mult, să nu se vadă nicio urmă de uzură, să fie ok tot, înțelegeți? Acum suntem în Sport Plus. Nu o să vreau să să-i dau, pentru că știți ce-am pățit acum câteva săptămâni, bine, câteva luni, acum 3 luni, că mi-a fost luat permisul pentru viteză, nici nu o să-i dau vreodată în viața mea să fac așa ceva, dar conducem prudent, doamnelor și domnilor. Ce pot să vă mai zic? Vreau să fac foarte multe modificări. Una dintre modificări, v-am zis, este tableta. Jantele deja au fost pe listă și practic le-ați văzut deja în primul clip, adică în clipul ăsta. Și urmează foarte, foarte multe modificări și exterior. Am dat deja încă câteva comenzi, dar și interior. Și sunt niște chestii pe interior care o să vă placă maxim. Și de aia vă rog eu din suflet, nu uitați, apăsați butonul ăsta de like. Vreau să duc în seria asta. Dacă vreți să vedeți un proiect frumos cu acest Mercedes, apăsați butonul like. Vreau să văd foarte multe like-uri, multă susținere dacă vreți să investim foarte multă mașină. Dacă nu văd chestia asta, înseamnă că nu vă place și nu vreți să facem așa ceva. Dar eu zic că merită să facem un proiect cu un GLC coupe, pentru că ghiciți ce? Nu, din România, dacă stai să te gândești, ca și vlogger și ca influencer și ca așa mai departe, n-am văzut pe nimeni să facă content sau un proiect pe un GLC coupe. Este Dorian Popa care are GLE-ul, dar GLE-ul și GLC-ul sunt două mașini diferite și mi se pare că e o diferență destul de mare. Ce pot să vă zic? Nu uitați, apăsați pe butonul de like, subscribe, dați și voi share la toți prietenii voștri să vadă mașina asta frumoasă și ne auzim la următorul video. Și nu știu, sper din suflet să vă placă și lăsați în comentarii, pentru că în comentarii vreau să deschideți multe subiecte. Să spuneți cum vi s-a părut mașina, ce modificări facem și ce vreți pe viitor. Ce idei de clipuri aveți? Adică nu să facem, mi-am schimbat asta și asta. Ce idei de clipuri aveți să facem cu mașina? Adică, bă, fă chestia asta, înțelegeți? Înțelegeți voi că sunteți inteligenți, da? Comunitatea inteligentă, rechinii, numărul 1. Bă, pup, vă iubesc și uitați că facem live stream aproximativ în fiecare zi la ora 9 pe canalul meu de YouTube, adică ăsta. Bă, pup, și vă iubesc, pa! V-a jucat foarte mult să miceți p*** în gură, să mi-o băgați, ok? Bun!